Subiect. Promovare electorală. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Vot la Obiect, emisiune de promovare electorală. Așa cum ați băgat de seamă, suntem în debutul celei de-a doua săptămâni de campanie pentru alegerile prezidențiale. Vom avea două tururi de scrutin, în urma cărora vom vedea cine este președintele sau nou președinte sau vechiul președinte, depinde cum privim lucrurile, al acestui frumos același stat. Președinte. Iată, ne spune domnul avocat Gheorghe Pecingin, vicepreședinte al PNL Gorj, invitatul nostru de astăzi, că vom avea același președinte. Stimate domn, ce sau pe ce anume vă bazați când spuneți acest lucru? Un lucru poate dat și de sondajele sau de toate sondajele făcute până acum. Nu am obiceiul de a mă lua personal după sondaje, da. Mai ales înainte de campanie. Dar eu mă iau după vibe-ul care există în rândul populației, merg în campanie, da? Și indiferent ce îmi vor spune adversarii, pe care, apropo, nu i-am întâlnit în campania asta. Nu vă sincronizați. Se pornesc mai greu. Sau deloc. Vibe-ul este unul pozitiv pentru Iohannis. Și toată lumea nu vede un contracandidat. N-aș vrea să fiu arogant, dar se pare că de data asta Iohannis este la o distanță destul de mare și nu există contracandidat și un competitor care să îi pună probleme în turul 2. Deci cam așa stau lucrurile în momentul de față. De ce? Nu știu, poate că a impresionat prin faptul că a ținut aceeași linie pro-europeană, prin faptul că nu a fost un președinte jucător, cum au fost alții. Poate că nu s-a implicat foarte mult în chestiuni care nu privesc sau nu are voie sau s-a implicat doar în limitele constituționale, nu a călcat prevederile constituționale în picioare. Deci lucrurile astea au contat pentru români și pentru gorjeni. Aseară mă uitam la o emisiune la un post național și fostul președinte al României, Traian Băsescu, la final de emisiune spunea că a trecut vremea președinților jucători. Deci iată că... Eu nu știu dacă a fost vreodată vremea președinților jucători. Unii și-au dorit să fie jucători și... Au fost. Dar președintele trebuie să se încadreze în limitele pe care îi le dă mandatul constituțional. Că ne place sau nu ne place, asta e Constituția pe care o avem și trebuie să o respectăm cu toții, de la președinte până la ultimul cetățean, pentru că tot în Constituție, cred că pe la articolul 16, spune că suntem cu toții egali. Corect. În fața legilor și legea supremă în țara asta e Constituția. Așa este și apropo de această problemă destul de spinoasă în ultimul an și jumătate, am văzut o diminuare a atributelor președintelui în exercițiu. Odată cu noul mandat, odată cu probabil un guvern PNL după alegerile sau în jurul PNL... Nu, atenție, nu se diminuează. Asta a fost senzația în rândul cetățenilor, că au fost diminuate atribuțiile instituției președintelui. Nu au fost diminuate, pentru că n-ai cum decât prin modificarea Constituției. Dar modul cum o interpretează unii sau alții... Asta e o altă discuție. O altă discuție, da. Dar eu cred că în limitele acestei Constituții pe care o avem acum, Klaus Iohannis și-a făcut treaba și a făcut-o foarte bine. Vom vedea ce vor spune cetățenii. Mergeți zilnic în campanie. Practic ați luat județul la pas. Din nou, da. Ce vă transmit? Dar, da. Vibe-ul, v-am spus, e unul pozitiv. Oamenii... Înțeleg marea majoritate care sunt atributele președintelui. Întâlnesc și probleme de genul, acum trebuie să fim serioși, pentru că este situația politică la nivelul guvernului sau crearea noului guvern și te întreabă și de probleme de genul acesta. Cine va fi ministru la X portofoliu, cine va fi secretar de stat, cine va fi prefect, întreabă și lucrurile astea. Dar ce să le explici? Sunt foarte bine informați. Sunt foarte bine informați. Și așa cum spunea un coleg al meu, nu știu cât timp vom mai putea face această campanie door-to-door, pentru că deja lumea e informată și majoritatea campaniilor se desfășoară în mediul online. Și cred că din mediul online și din presă și a informațiile cetățenii și nu știu, mă repet, cât timp pentru, de exemplu, europarlamentare sau prezidențiale vom mai putea face sau va mai fi utilă campania door-to-door. Dar urmează să analizăm pentru următoarele campanii. Da?
oamenii sunt foarte bine informați, știu clar cine sunt, cine candidează, de la ce partide, ce își doresc, ce proiecte au, ce au făcut în viața de zi cu zi. Deci nu mai putem să dăm vina că nu se știe. Se știe, sunt bine informați. Mă repet, cred că viitorul va fi campania online. Da, și eu sunt de acord într-un. La locale se poate și door-to-door, pentru că acolo te prezinți tu ca și candidat și e interacțiunea directă cu candidatul. Poate mai au unele pretenții să afle anumite lucruri sau să te cunoască la modul personal, să îți obțină anumite promisiuni pentru anumite proiecte, dar la prezidențiale și europarlamentare nu cred că lucrurile vor mai sta așa în viitor. Dând puțin timpul înainte, ca o scurtă paranteză, vă amintiți că încă de la tura de alegeri prezidențiale precedentă, online-ul sau mediul online a contribuit foarte mult. Gândiți-vă ce a însemnat propagarea unor idei între cele două și aici este, tururi. Este un pericol destul de mare, pentru că fake news-ul nu este controlat, ce am observat. Și greu în România să-l controlezi. E greu în toată lumea. Sunt structuri care îl creează. Cu atât mai mult la noi, da, corect. Ați văzut inclusiv în Catalonia, s-a constatat că problemele sunt alimentate de la un site de aici, din România. Da? O să vedem pe viitor ce se poate întâmpla. Acum, vă spun cu certitudine și nu este, mă repet, oricât mi-aș dori să fiu modest și să nu fiu arogant, dar în această bătălie electorală, Klaus Iohannis, din această bătălie Klaus Iohannis va ieși câștigător încă o dată. Este o distanță destul de mare între el și ceilalți contracandidați. Problema se pune cu cine va intra în turul 2, ca să știm la ce procență sau la ce diferență, cât va fi de mare diferența față de următorul, da, de persoana care va intra în turul 2 cu Klaus Iohannis. Klaus Iohannis, respectiv PNL, primele entități care și-au anunțat intenția de vot pentru această, intenția electorală pentru această toamnă, Klaus Iohannis undeva final de martie, început de aprilie, da, își anunța dorința de a candida, iar PNL, prima formațiune politică, ce a spus clar, susținem candidatul X pentru bătălia de la prezidențiale. La noi nu a fost o problemă, nu s-a pus niciodată problema să susținem pe altcineva, lucrurile erau clare. Am fost serioși de la început, am spus cu cine vom merge, nu am spus ne mai gândim, o să vedem, nu am pronunțat nici Chiove și nici alte nume cum au făcut. Deci în spațiul public au fost nume vehiculate. Din opoziție, noi am mers clar Klaus Iohannis și am susținut pe Klaus Iohannis și îl susținem în continuare. Se pare că seriozitatea a dat roade, este în pole position, ca să nu zic la o tură distanță față de contracandidați. Încă o dată îmi cer scuze dacă par puțin euforic. E normal în campania electorală, dar de data asta vă spun că sunt și realist. Și așa cum spuneau niște colegi în campanie, ai cu ce, domne? Sau mai clar, ai cu cine? Și lucrurile sunt mai simple când ai... Cu ce și cu cine. Cu ce și cu cine, da. Așa este. A trecut o săptămână de campanie, s-a intrat în a doua, nici la nivel local, nici la nivel central, să spunem, național. N-am văzut incidente. Se păstrează lumea pentru ultima săptămână de campanie? Eu sper să nu fie incidente deloc. Sper ca lucrurile să decurgă. Acum, vedeți, cu ghilimele de rigoare, noi suntem obișnuiți cu vechile campanii. Și acum e puțin atipic. Colegul și prietenul meu, Robert Cioce, și cu Dan Vâlceanu, că e atipic. Ți se pare o acalmie din asta? Exact cum spuneți. Te gândești, asta, mâine aștepți, apare scandalul. Da, aștepți cumva să se întâmple ceva. Ori lucrurile, asta înseamnă până la urmă normalitate. Să nu se întâmple scandaluri, fiecare să susține candidatul, să existe afișaj decent, să nu fie opulență din partea nimănui. Asta înseamnă normalitate și pentru asta milităm noi. Afișaj decent, de ceea ce înseamnă opulență, de ceea ce însemna cândva plasa. Este bine? Sau era mai bine pe vechiul, să spunem, să parcurs electoral? Să știți că cetățenii te întreabă, dar ce ne-a dat cineva? Deci încă ceva? Există această întrebare. Ne-a dat cineva ceva? Nu, acum s-au mai lămurit și așteaptă un pic sau o chestiune, orice. Și când îi spui că poți să-i dai un pliant și să explici niște sau problemele, sau dorințele, năzuințele candidatului. Programul, da. Programul candidatului, unii par dezamăgiți, dar majoritatea acum o spun în glumă, dar să știți că au fost campanii unde chiar așteptau. Erau obișnuiți, au fost an la rând obișnuiți cu plasă. Da, ture de alegeri după ture de alegeri. Da,
Și am văzut ce s-a întâmplat în România și de ce merge România atât de bine. Legislația care e făcută așa cum este făcută, de oameni care n-au nicio treabă sau n-au avut nicio treabă cu școala și uite că avem probleme. Asta se datorează și plasei. Pare un lucru minor, dar important. Așa este. Fără îndoială, plasa, tradiționala plasă a reprezentată și încă mai reprezintă. Eu zic că asta, faptul că nu mai există plasa și noua legislație electorală dă o șansă tuturor. Pentru că înainte, dacă nu aveai bani foarte și nimeni nu controla acei bani care erau în campaniile electorale, nimeni nu-i controla. Acum există, lucrurile sunt clare, ai plafoane maxime în campania electorală și lucrurile sunt ok. Așa este. Apropo de ceea ce înseamnă instituția prezidențială, știm prin definiție, din Constituție, că președintele, într-o republică, așa cum avem noi aici, asigură echilibrul puterilor în stat, o chestiune firească, o chestiune ce ar trebui să primeze în orice democrație. Din păcate am văzut în România ultimilor un an și jumătate, doi ani, derapaje ale celorlalți actori din actul puterii. Este primordial ca permanent să existe un echilibru asigurat de președintele în exercițiu? Este rolul său, stabilit prin Constituție, să constituie un factor de echilibru, să asigure echilibru între puterile statului. Derapajele există și din dorința unora de a acapara mai multă putere și de a încălca Constituția. Corect. Dar lucrurile undeva nu pot să scape, părerea mea, de sub control, sau s-a încercat, dar nu s-a reușit și ăsta este unul dintre aturile lui Klaus Iohannis în această campanie, pentru că într-un mod decent, mă repet, nu ca un președinte jucător care să țipe toată ziua pe la emisiuni sau să facă tot felul de jocuri, într-un mod decent a ieșit în stradă atunci când trebuia să iese în stradă, s-a opus la anumite numiri atunci când a trebuit să se opună, a semnat anumite acte atunci când trebuia să le semneze, pentru că îi impunea Constituția, niciodată n-a încercat, așa cum speculează contracandidații, să oprească lucrurile și, sau să se pună de-a doua încălcând Constituția. Tot timpul a fost în litera și în limitele Constituției. Asta e un lucru foarte important pentru un președinte. De asta avem președinte. Când ne uităm la el, să ne uităm la garantul, omul care îți garantează că lucrurile se desfășoară în limitele constituționale. Și pe o traiectorie firească a unei democrații, firească. Pentru că este esențial. Traiectoria firească a unei democrații, dar și o traiectorie firească pentru România pro-european. Aici voiam să ajungem, este următorul pas. S-a bătut multă monedă pe, să spunem, parcursul sau pe viitorul parcurs în continuare european sau pro-european. Au fost voci care au spus, voci critice, cei drept destul de singulare, care au spus că România trebuie să se dezică de parcursul european. Cât contează, iată, ca președintele să fie adeptul unui drum împreună cu Uniunea Europeană, împreună cu Europa și nu pe lângă sau chiar contra unei Europe unite? Puteți să vedeți acest lucru sau să constatați acest lucru din vizitele pe care le face președinte Klaus Iohannis, inclusiv ultimele sau cel mai recente vizite, modul în care este primit de liderii europeni. Și comparați cu ceilalți, mă rog, acum o să spun direct doamna Dăncilă, modul în care este privită în Europa doamna Dăncilă, modul în care a reușit să scoată pătușă Partidul Social Democrat, care inclusiv în familia sa, socialiștii europeni, l-au marginalizat, tocmai datorită acestor derapaje anti-europene de care au dat dovadă Dragnea și Dăncilă. E foarte important. Iar discrepanța asta care s-a creat între Klaus Iohannis și ceilalți competitori, dar în special cu reprezentantul PSD-ului, are rădăcinile și în viziunea pro-europeană a lui Klaus Iohannis și viziunea, să spun, nu pro-rusă, ci anti-europeană a celor de la PSD. Sunteți un om care a văzut multe, care a avut ocazia să umble prin Europa, prin lume. Cât de important este pentru această țară să aibă drept de liberă circulație, să facă parte din mecanismul numit Uniunea Europeană? Aș reaminti cetățenilor și cei de vârsta noastră știu cât de greu era să circul în Uniunea Europeană, inclusiv după Revoluție. Aveai nevoie de vize, nu le obțineai, era foarte greu.
acum când circulăm liber, nu ne place Uniunea Europeană. Atunci când obținem o hotărâre de la CEDU în favoarea noastră a tuturor și se garantează drepturile și libertățile, suntem bucuroși. Dar totodată în România spunem, domnule, dar cine trebuie nouă atât de mult Uniunea Europeană? Hai auzim pe unii și, din nefericire, chiar lideri politici. Păi vă spun eu, s-a murit în 89 tocmai pentru asta, pentru a circula liber și a fi membrii ai unei Europe democratice, nu ai unei uniuni socialiste. Da? Pentru că asta a fost adevărul, de asta s-a murit în 89, pentru libertate. O libertate înseamnă și libertatea de a călătui și libertatea de a fi membru al unei Europe democratice. Cu toții visam și visăm și spre Statele Unite și lucrurile astea n-ar trebui să le uităm. Mă uit la generația tânără, cei care s-au născut după Revoluție, li se pare normal. Da, s-au născut cu această... Asta e normalitate pentru ei. Dar noi care am trăit și înainte de 89 și după și am prins perioada asta de tranziție care nu se mai termină, ai senzația că nu se mai termină niciodată, știm foarte, foarte bine ce înseamnă, ce privilegiu avem să putem să călătorim liber. Răposatul Silviu Brucan, știți că dădea atunci în 1990-91, dădea 20-25 de ani, un sfert de veac, până când românii vor înțelege și vor acționa ca atare într-o democrație autentică. Au avut grijă alții să ne țină mai mulți ani. Deci am depășit 30 acel. De ani și uite, sunt încă oameni, am întâlnit și în această campanie electorală, nostalgice ai comunismului, cu care n-am intrat în contradicție, dar... Nici nu este indicat. N-am putut să nu le dau niște argumente pentru care e ok, neapărat capitalismul, ci democrația în general. Să știți că și comuniștii spuneau că trăim într-o țară democrată. Da. Chiar s-a numit la un moment dat Republica dar era doar la nivel de propagandă, de propagandă, nici de cum. Și e important să amintim din când în când, să le amintim și tinerilor că lucrurile n-au stat așa, cum le prezintă unii nostalgici. Și au fost mai... Dar mă rog, devenim noi să nostalgici. Să nu dezgrupăm mulți. Așa este. În această săptămână și câteva zile din cea de-a doua, care au fost, să spunem, principalele doleanțe, principalele chestiuni pe care vi le-au ridicat cetățenii? Deci să știți că paradoxal și un lucru care mă bucură. Nu mai discută tangențial. Știu că președintele nu are atribuții în ale mării. Ni să le facă o canalizare, ni să le mărească pensia. Nici, exact. Știu lucrul ăsta. Pentru că până nu de mult... Asta era. Și eu am și spus-o și în emisiune. Nu pot să mă duc să-i păcălesc pe oameni, să le spun dacă îl votați pe Iohannis, vă mărește pensia. Sau dacă îl votați pe Iohannis, așa cum spuneați, vă rezolvă problema cu canalizarea. Nu, ăsta țin de alte... Sunt atributele altor. Alte ture de alegeri. Alte ture de alegeri, da. Ce poate, ce am și spus și la dumneavoastră, ce poate să facă Iohannis să respecte Constituția, să fie un garant al Constituției și să ne țină pe linia europeană, pro-europeană. Asta poate să facă Iohannis și a făcut-o și o va face în continuare. S-au săturat românii de circ și pâine din punct de vedere politic, pentru că dacă ne uităm în ultimii 2 ani, am avut multe momente în care românilor, pe pâine, li s-a dat circ. Da, și asta a fost servită de oameni slabi care ne-au aruncat în față și au câștigat alegerile cu un program pe care n-au reușit să-l pună, fantasmagoric, pe care n-au reușit să-l pună în aplicare. Au folosit cel mai vechi truc din politică. Spune-i omului ce vrea să audă. Și au spus, vom mări salarii, vom mări pensii, dar fără să spună cum, de unde... cât va ajunge datoria externă a României, în ce condiții face acele împrumuturi, cum vor plăti nepoților pentru acele pensii, ce sume vor plăti. E normal. Poate nici nu e dreptul lor să aibă, al pensionarului să aibă pensie mărită. Și e normal să aibă o pensie mărită. Dar e de datoria noastră a celor responsabili ca acele măriri să le facem în așa fel încât să nu agraveze situația copiilor noștri și a nepoților noștri. Da, deci lucrurile trebuie privite prin această prismă. Au câștigat alegerile și după aceea circ. Circ, nu au fost în stare să-și și-au dat propriile guverne jos, lucru n-am mai întâlnit, pentru că era un lider maxim care trebuia să fie ascultat și trebuia să fie scăpat de anumite probleme penale. Au mimat o reformă în justiție, doresc o reformă în justiție, dar de fapt acea reformă viza doar vârfurile,
și dorința de a se implica mai mult în justiție și de a controla justiția. Din fericire nu l-a ieșit. Și așa cum spuneți, a ieșit doar circ, pentru că și cetățenii au fost atenți la aceste probleme și au ieșit. Da, foarte multă lume scârbită. O sancționat. De ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani. Și nu pot fi acuzați. Românii s-au cam săturat de circ, dacă acum, nu știu, 6, 7, 8 ani ne plăcea. Domnul Catrina, este și vina partidelor politice, pentru că nu poți să pui pe listele parlamentare tot felul de oameni care n-au un background, n-au muncit nimic în viața lor sau n-au activat în niciun domeniu. S-au născut în politică, s-au dezvoltat în politică, unii extraordinar. Nu te dezvolți în niciun alt domeniu, dar din punct de vedere financiar, vreau să spun, nu intelectual. Da, intelectual înțeleg. Au rămas la același nivel. Și ajung în Parlamentul României și fac legi. Legi care? Păi oameni normali. Guvernează domenii. Da, exact. Și după aceea venim și spunem, polițiștii sunt de vină. De ce sunt polițiști de vină? Că ei aplică o lege. Corect. Care lege e... discutabilă. Da. Sau selecția polițiștilor se face baza unor legi. Corect. Care și asta e discutabilă, da? După aia judecătorii și sunt de vină. De ce? Pentru că ei aplică niște legi. Dacă tu lași legea să fie interpretată. Corect. Așa da. Este. O fac. V-am spus cu tot respectul pentru tractoriști. Dacă tractoriști sunt în comisia juridică. Băi frate, tu ai fost o viață tractorist pe brazdă. Îți faci facultatea la 50 de ani. Atenție! Nu zic nimic, poți să profesezi de la 50 la 60 și ai ajuns în Parlament, dar ai 10 ani. Ei n-au profesat o dată, o zi nu au. În viața lor de juriști doar au fost așa, și-au luat diplomă și după aia ajung în comisia juridică și fac legi. Vă dați seama cum, de fapt, vă dați seama, le simțim cu toții legile pe pielea noastră. Da? Sau pui inginer la cultură, sau pui, Dumnezeu, deci schimb lucruri, natura firească a lucrurilor. Asta a făcut PSD-ul. Eram de acord și cu asta, că își puneau vârfurile. Pentru că au și oameni bine pregătiți. Dar nu au făcut nici măcar asta. Au pus oameni yes men care să-i asculte și să facă așa cum zice liderul suprem. Cum merge în Gorj campania? Vă urmăresc activitatea online. Văd pe unde treceți alături de oamenii. Vă simți surprins? Chiar nu vedeți tot pe unde trec. Evident, ce lăsați să se vadă. Sunt lucruri pe care le punctăm și care fac parte din strategia Partidului Național Liberal în această campanie electorală, pe care de consecință mai și postăm, din când în când, unde ne deplasăm, localitățile în care ne deplasăm. Avem program de campanie pentru fiecare procentual localitate. Cât s-a bătut până acum din județ? O, suntem la început. Ce pot să vă asigur că săptămâna, la sfârșitul săptămânii viitoare, zona mea, zona 4, va fi parcurs. Cel puțin o dată, de către mine ca reprezentant al biroului județean. Da? La fel se întâmplă și la colegii mei, pentru că activitățile se desfășoară zilnic în fiecare localitate, numai că cei din biroul permanent județean vom parcurge fiecare localitate de care răspundem, cel puțin o dată în această campanie electorală. Sunt localități mari, cum este Motru, de exemplu, unde voi fi prezent aproape o săptămână la rând în fiecare zi, că au diferite activități din și acolo. Săptămâna trecută, pe la jumătate, cred că ați fost acolo, pe la jumătatea săptămânii. Am fost în localității limitrofe. Nu am fost la Motru. Ce-i drept? Au fost colegii mei de acolo care, mă repet, își desfășoară activitatea zi de zi. Numai că prezența celor din birou... S-a stabilit un target pentru fiecare județ în parte și automat pentru localități? Avem un singur target, să câștigăm alegerile. Și așa cum spuneam, avem cu cine, avem cu ce, de data asta cred că dreapta va câștiga și la Gorj. O chestiune de bucătărie internă. Aveți o competiție în derulare între membrii BPJ-ului care pe zona lui să scoate mai mult? Tot timpul a existat lucrul. A, deci există chestia asta. Dar este firească. Suntem majoritatea. Pariuri ceva? Că mai plasăm și noi câte o cotă. Mai punem, da. Mai și pariem. După ce iei pulsul și vezi cum merg lucrurile, îți dai seama cam în ce localități vei sta bine și unde mai e de tras. Da, mici carențe și mai de tras. Da, dar le știm deja, numai că e foarte bună competiția, fără răutăți, e o competiție internă și e bine să fie așa, e bine să fie așa, pentru că din competițiile astea ar de câștigat toată lumea. Credeți în varianta
Da, corect. Credeți în varianta mai mult matematică, la nivel de teorie, că se poate câștiga din primul tur al alegerilor prezidențiale? Nu, eu sunt realist. Și e aproape imposibil. 51% din numărul celor înscriși pe listele de vot e greu. Asta e, greu zic, e aproape imposibil. Nu, suntem pregătiți și pentru turul 2, dar ne-am luat măsurile de rigoare. Suntem aici, pe baricadă, ne pregătim și de turul 2. Și totuși am văzut voci în media centrală, nu neapărat ale unor lideri PNL, dar voci care spun că se poate câștiga. Sincer, nu m-ar deranja. Chiar nu m-ar deranja. Am evitat un tur 2. Lucrurile sunt și clare. Și oboseală și stres. Și nu neapărat oboseală. Treci peste ele, ar fi cheltuia la care se face cu organizarea turului 2. Da, și cred că banii ăia am putea folosi la nivel național. Da, corect. Pentru și sunt niște bani. Deci dacă sunt românii vor ieși la vot, e clar că Klaus Iohannis poate să câștige din primul tur. Pe estimări, cu siguranță faceți în cadrul PNL-ului de la centru către teritoriu, pe estimări se așteaptă o prezență masivă? Nu am asemenea estimări și nu am discutat în cadrul partidului. Probabil Dan Vâlcean vă poate da mai multe, așa cum intuiți și dumneavoastră, se fac la centru. Nu am fost informați. De fapt, eu am și lipsit la ultimul VPJ. Nu trebuia să spuneți asta public. Nu, că am lipsit motivat. Stați niște. Mă gândeam că poate zătă pe la moare prietenilor. În altă ordine de idei, știm că într-o campanie, indiferent de tipul acelei campanii, candidatul sau candidații mai participă direct la ceea ce înseamnă derulare. Sunt informații conform cărora e posibil nu, să în avem... acest moment nu am asemenea... Deci nu e posibil să... Da. Adică nu știți dacă poate ajunge președintele Klaus Iohannis la Târgu Jiu în aceste ultime 3 săptămâni. Nu știu, nu am această informație. Vă dați seama că orice susținător mi-aș dori ar conta mult, dar nu cred. În acest moment nu am această informație. Dar oficiali de prim rang ai partidului, mai ales dacă în contextul... Dacă vă referiți la Dan Vâlcean, va fi prezent în toată campania electorală. Este un oficial de prim rang al partidului, Dan Vâlcean, și este o voce în cadrul Partidului Național Liberal la nivel central. Am văzut și după propunerea vehiculată în media națională da, de preluarea unui portofoliu de ministru. Foarte multă lume se gândește la Dan Vâlceanu pentru un anumit portofoliu, inclusiv de la nivel central. Important este să-și dorească și el, știți cum e. Da, corect. Poți să fii propus, dacă nu-ți dorești, nu-ți dorești. Este o voce și a contat tot timpul. Un exemplu este chiar în ceea ce privește votul dat acestei legi propuse de PSD, am înțeles acum că nu PSD-ul a fost inițiatorul, ci FNME-ul, cu scăderea vârstei de pensionare, da, de care beneficiază minerii și energeticienii din Gorj, și minerii din Gorj. Dan Vâlceanu a luat cuvântul, a susținut-o și pe care de consecință parlamentarii PNL au votat-o, deși venea de la PSD. Arătați-mi și mie la PSD când au votat sau când au contat parlamentarii de Gorj atât de mult încât să voteze o lege propusă de adversari. Niciodată, vă spun eu. Niciodată. Da? Deci Dan Vâlceanu este o voce și este un om care are cuvânt în Partidul Național Liberal, la nivel central. Iar asta contează și contează pentru și pentru Gorj, da. Sper să-l ajutăm și noi, organizația județeană, cu un rezultat bun. La această... La aceste alegeri. Vorbeați? Și la următoarele, desigur. Și la următoarele. Adică ciclul electoral se încheie în toamna viitoare cu parlamentarul. Și apoi avem niște ani de pauză. Patru. Da. De liniște. Da. Sau sperăm cred să că asta trebuie să înțeleagă toți, că un ciclu electoral se termină după parlamentare și n-ai făcut nimic dacă câștigi prezidențiale, europarlamentare, prezidențiale locale și nu ai guvernare. Și dai kicks. Taman atunci când trebuie. Să fim ca un sportiv în vârf de formă. Da. Eu cred că anul viitor trebuie să fim în vârf de formă. Așa că știți. Da. Anul viitor trebuie să fim în vârf de formă și cele două competiții locale și parlamentarele să ne prindă în vârf de formă. După aceea, așa cum spuneați, 4 ani, organizațiile se pot regrupa, reașeza. Întări sau slăbi? Întări. În altă ordine de idee, ați amintit mai devreme de faptul că ați identificat alături de colegi fiecare pe zona lui și acele, să spunem, puncte sau zone nevralgice. Da, ce măsuri luați în această campanie ca acolo unde aveți identificate? Nu vă pot spune public, dar deci se lucrează și la... De fiecare coordonator de zonă, da. Unii sunt mai energici și mai impulsivi, cum sunt eu, de exemplu.
alții sunt mai calmi și mai subtili în deciziile pe care le ia sau una impune deciziile de la centru. Dar le-am identificat, e foarte important să știi unde ai puncte slabe, le știm și din campaniile anterioare, tendințele pe zone și știm cum să ne manifestăm acum. Oricum, măsurile sunt luate, o să vedeți. Eu cred că și Gorj, și în Gorj va câștiga Klaus Iohannis. Foarte probabil, dacă ne uităm pe trend, pe ceea ce se petrece în spațiul public, e posibil să se întâmple acest lucru. După este posibil dacă noi vom, cel puțin membrii Partidului Național Liberal și activiști, ne vom face treaba. Pentru că dacă... Sunt așa stai, comunist, domne, activist. Știu, dar asta e realitatea de un partid politic. Dacă noi stăm și spunem, lasă, domnule, că și așa al nostru Iohannis e cel mai bun și stau acasă și mă uit la televizor. Asta se numește îmbătat cu apă rece. Exact. Și problema asta o identifici, mai ales după sondaje și toată nebunia dezbaterea de la nivel național. Da? Și aici e principala noastră problemă, ați mobilizat propriul activ de partid, pentru că există așa o satisfacție. Și o stare de autosuficiență. Da, domnule Klaus. Și atenție, s-au pierdut alegeri. Da. În turul 2 pe această stare de autosuficiență și nu acum 100 de ani. Acum un ciclu. Da? Bine, situația nu era ca acum. Nu, dar tot pe aceeași delăsare, tot pe aceeași... Tot era oarecare... Adică era freamăt, era dezbatere, era o adevărată nebunie. Acum chiar este o diferență uriașă între Klaus Iohannis. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Unii au intrat târziu în competiție. Unii nu contează cum e Dăncilă, nici propriul partid nu va susține. Și vă spun cu sinceritate, am fost în campanie, am întâlnit consilier local, nu dau nume. Da? Nici nu le-ați face un mare serviciu dacă le-ați dat numele. Și am întrebat de curiozitate, pentru că în alte campanii întâlneai cu broșurile în mână, cu gecile pe ei și făceau campanie. Și am zis, nu susțineți? Și au zis, pe doamna, mai târziu. Deci s-a dezamăgit și ei de propriul candidat. Se așteptau la altceva. Și cred că ar fi fost o competiție mult mai bună dacă scoteau în față un alt candidat. Ar fi fost o competiție mai altfel. Da, noi să ne vedem de ale noastre, să ne mobilizăm activul nostru și votanții noștri și restul Dumnezeu cu milă. Și să fie bine. În altă ordine de idei, aveți o bogată experiență în ceea ce înseamnă actul politic. Ați risca un pronostic pentru prezența celor doi combatanți. Unul avem. În turul 2 sau încă se joacă? Se joacă și am văzut că cel mai mult a fost jucat domnul Barna în perioada asta. Da, când s-a băgat în această bătălie, trebuia să știe că urmează și lucruri mai puțin plăcute să fie scoase la iveală. Că propriile arme este lovit, dar mă rog, asta e problema lor, cum își vor aștepta și vor dormi. Nu cred că va fi Barna în turul 2. Cum, dacă mă întrebați pe mine în momentul ăsta, pe cine mi-ar place mie să fie în turul 2, neapărat pentru că sunt un fan al lui Iohannis sau un susținător al lui Iohannis, dar aș vedea o campanie decentă și în turul 2, pe Paleologul mi-aș dori în turul 2. Da, ar fi altceva. Da, un alt fel de discurs, altfel s-ar ridica ștacheta la comportament, la tot ce vreți. Da. Aceeași situație, problema se pune nu dacă va învinge Klaus Iohannis, ci diferența, procentul între Klaus Iohannis și cel din turul 2. Așa este. În această săptămână, dacă nu mă înșel, miercuri, ar trebui să se prezinte și o primă schemă de lucru a unui prim guvern care să primească girul Parlamentului. Klaus Iohannis l-a desemnat pe președintele PNL la nivel central, pe domnul Ludovic Orban, practic arătând că are o încredere. Am văzut acum și eram așa pe rețele de socializare retorica celor de la PSD. Nu e în stare PNL-ul să facă un guvern. Păi are 10 zile la dispoziție. Deci, n-a trecut termenul. Să revenim. Au făcut 3 guverne. 2 și l-au rămas singuri. Decât să ne comportăm așa, mai bine dar loc. Da? Deci un guvern nu-l faci pe genunchi. O iei pe țața floarea și o pui ministrul, ei pe Cuc, dai pe Creangă și îl pui ministrul la transport. Să-i lăsăm pe domnii. Deci lucrurile nu stau, ei vorbesc. Și în situația actuală cu N partide cu care trebuie să discuți, să poți negocieri. Eu vă garantez că lucrurile sunt aproape limpezi.
De fapt, sunt limpezi și sunt aproape de final. Ceea ce privește noua... Trece guvernul chiar de miercuri? Sunt convins. Sunt convins că pentru că domnul Ludovic Orban era destul de optimist. Spunea 250 și un picuț. Va trece guvernul. Adică mult mai mult decât a fost nevoie pentru căderea... După ce s-au purtat negocierile, va trece guvernul. Acest guvern va trece. Lucrurile sunt clare. Și cred că la momentul ăsta încă se poartă negocieri. Nu, nu sunt negocieri, sunt discuții. Pentru că, și pe ce teme? Nu neapărat, am văzut domnul negociază pe celălalt. Nu, au unele principii. De exemplu, UNPR-ul își dorește alegeri la primarie în două tururi. UDMR-ul nu își dorește acest lucru. Cum îi împaci? Aldele își dorește să nu se ia în discuție desfințarea secției speciale. Ce urât sună SS? Celelalte formațiuni politice își doresc asta. Și atunci toate aceste principii pe care le-au susținut partidele politice, care au susținut și moțiunea și care îți doresc să susțină guvernul, chiar dacă vor face parte din guvern, trebuie să le îmbin cumva și să găsesc soluții pentru rezolvarea acestor probleme. Aici e cheia, nu pe oameni sau pe ministere sau pe alte nebunii. E clar că toată lumea a susținut reducerea numărului de ministere, de portofolii. Da, asta a fost o chestie unanimă. Lucru care se va întâmpla și odată cu asta și aparatului birocratic din cadrul guvernului, lucru care trebuie să se întâmple pentru a descongestiona puțin problemele. Da, și pentru a ușura foarte mult Dar procesul. Dar sunt clare și limpezi apele în ceea ce privește guvernul. Deci eu trece de la prima prezentare. Sunt convins că este și... Așa mi-e sentimentul. Este creat deja guvernul. Se știu miniștri. Dacă să mă întrebați pe mine, este foarte posibil ca luni, înainte de miercuri, să fie... Nu vă întrebam, vă spuneam. Am înțeles. Alegeri anticipate, posibil sau nu? Klaus Iohannis spunea că la momentul acesta, clar, pe Constituție nu se pot declanșa. Avansa cel mai devreme un termen undeva la jumătatea lunii ianuarie. Și iată, vocea președintelui a spus acest lucru, spunea clar, sub nicio formă, numai devreme de jumătatea lunii ianuarie. Este foarte greu pe actuala Constituție să declanșeze alegeri anticipate. Este foarte greu pe actuala mentalitate a parlamentarilor din România să declanșeze alegeri anticipate. Este foarte greu pe actuala legislație. Și vă dau un exemplu, acele celebre indemnizații sau pensii ale parlamentarilor nu poți să încasezi decât dacă ai un mandat în întregime, dus până la capăt. Adică nici măcar o zi lipsă. Exact. Nu mai luăm în calcul faptul că sunt oameni care nu vor mai prinde niciodată un mandat de parlamentar și atunci încearcă să-și îl ducă până la capăt, să profite de această sinecură până la capăt. Și foarte greu să treacă, să renunțe la propriile mandate. De asta mă referam la mentalitate. Iar unul dintre aturile premierului Orban, premierului desemnat, desemnat Ludovic Orban, îl constituie și asta. Faptul că nu vor pica de două ori un guvern pentru că riscă anticipat. Și atunci foarte mult știu că nu mai ajung acolo. Toți își vor pierde și noi vrem să renunțăm la acest privilegiu. Da, iarăși e un punct nevralgic pentru că acum, sincer, să recunoaștem, colegii parlamentari sau, în fine, parlamentarii, în principiu, nu a renunțat de bunăvoie la această chestiune. Trebuie. E o chestiune, dacă noi vrem pentru să impunem, bani mulți. Noi vrem să impunem principiul contributivității. Da. Și ares cu degetul spre anumite categorii sociale care nu contribuie și primesc bani foarte mult și ies la pensie foarte repede. Corect. Și cu niște pensii uriașe. Și deci, sunt mulți. De ce tu ca parlamentar? Ok. Ai această problemă, domnule, când sunt parlamentar sau primar sau ce vrei, demnitate, eu pierd la pensie pentru că nu mi se calculează, nu contribui și nu pierd acești ani. Ok, vom contribui la nivelul contribui din banii pe care ei, îți va stabili o contribuție pe care o plătești la pensie și își considera ca și cum ai fi în câmpul muncii. Dar nu trebuie să-ți dau o pensie pentru 4 ani, o pensie specială de 15 milioane. Păi sunt oameni care muncesc 30 și de ani. Chiar acum, un pădurar zilele trecute, la Ionești, mi-a adus această problemă. Avea 35 de ani de muncă. A ieșit cu pensie 11 milioane, cred. 35 de ani de muncă. Da? O viață de om. Da, și tu ca parlamentar stai 4 ani, nu s-a auzit nimeni de tine, nu ai luat odată cuvântul, nu te-ai zbătut, nu ai creat, nu apare pe nicio lege, doar apare acolo la susținător că trebuie să semneze, mă rog,
Da, e un număr. Sunt niște proceduri, da, care trebuie să respecti. Și apar doar când depui jurământul și semnezi, mai apare semnătura ta când ți încasezi banii sau că ți-ai încasat banii. Nu e normal. Nu e normal. Trebuie să renunțe la aceste privilegii. Așa este. Încet, încet ne apropiem de finalul emisiunii. Mai avem circa 2 minute și jumătate. Cum vedeți derularea campaniei? Iată, ne anunță domnul Marian Stănoiu, colegul nostru, ultracunoscutul Marian Stănoiu de la Butoane, de Elberea după, ne anunță că avem și un, și un spot. Stimate domnule, un ultim mesaj pentru susținătorii, iată, pentru cei care se vor prezenta la vot și îl vor vota pe Klaus Iohannis. Sunt convins că vor fi în număr cât mai mare și sunt convins că nu vor fi dezamăgiți. Președintele Klaus Iohannis va menține România în Europa. Lucru pe care cred că ne-l dorim cu toții. Așa este. Doamnelor, domnilor, am avut deosebită plăcere de a-l găzdui astăzi pe domnul avocat Gheorghe Pecingină, vicepreședinte al PNL Gorj și susținător în cadrul campaniei pentru alegerile prezidențiale al actualului președinte al României, domnul Klaus Werner Iohannis. Stimate domnă, multă putere de muncă, am senzația că ne vom mai revedea în această campanie. Până atunci însă să fiți sănătos și cu dorință de muncă. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, o zi cât mai plăcută. La revedere. Dragi români, vă chem alături de mine să reconstruim România. Obiect. Promovare electorală.